Spuneam că fotografiile tale sunt foarte apreciate. Cât de important este aspectul fizic, Diana? Uf, eu am trecut prin multe schimbări. Nu știu, fiecare ar trebui să-și găsească singur fericirea. Știu că se vorbește foarte mult, sunt atât de multe cărți pe această temă, că de multe ori nu prea contează exteriorul, dar contează mai mult interiorul. Ambele contează, este clar lucrul ăsta, dar dacă faptul că trebuie să te machiezi în fiecare zi nu te face pe tine fericită, nu te mai machia. Și eu la fel, în sala de gimnastică, în afară de astăzi sau evenimente, nu am pic de fond de ten și nu mă machiez absolut deloc, poate și pentru a inspira pe copiii de aici, fetițele care deja au 11-12 ani și încep să vorbească între ele și se mai machiază, dar doar la concursuri. Adică le dau voie doar la concursuri, aici nu văd rostul, nu ai de ce, ești frumoasă așa cum ești tu. Da, eu am trecut și prin multe schimbări, eu ca și mulți alți oameni care au făcut performanță, este clar că în momentul în care te oprești din a face 8 ore antrenament pe zi și un regim foarte dur, te îngrași, pui pe tine, a fost o perioadă foarte grea pentru mine atunci, pentru că nu puteam să fac nimic. Corpul meu a reacționat la această libertate pe care și dacă nu mai aveam 100%, adică încercam să nu mai mănânc sau altfel de prostii, nu avea niciun efect. Și atunci, pur și simplu, mi-am ascultat corpul. L-am lăsat să fie așa cum este. Am încercat să mănânc sănătos, am încercat să merg mult pe jos și cred că bucureștinii ar trebui să înțeleagă că mersul pe jos este bun și să nu vă mai luați mașini, că nu mai vreau să fac sâmbătă dimineață o oră jumate până unde am concursul, vă rog eu mult de tot. Da. Dar legat de înălțime, ai fost vreodată complexată că ești mică de statură sau ți-ai dorit să fii mai înaltă, poate să practici modeling-ul la un moment dat, de exemplu? În primul rând se poate practica modeling-ul dacă ai rezultate în această viață. Vă spun eu, 1,60 m rotunjit, v-am zis. Am fost la gala doamnei Andreea Marin și am defilat acolo, într-o rochie, a Antoniei Nuțu. Frumos? Nae. Mă scuzați, Antonia Nae. Foarte frumos, elegant, un metru cât am și se poate. Am suferit la un moment dat în copilărie, dar tatăl meu mi-a zis întotdeauna și el de asemenea este mai mic de înălțime, iar el a început să crească și să se dezvolte propriu zis la 18-19 ani și fix așa a fost și la mine. Atunci, la 18 ani am crescut, cred că 15 centimetri, cam așa. Deci, n-am avut o problemă, I trust the family. Da.